Da? Mașini de poliție, uite. Da? Și eu l-am găsit. Adică pentru mine ca să... Bine, că având în vedere că este un transport pe raza localității Polvanele, nu prea se deranjează, domne. Da? Zona administrativă. Uite. Număr de telefon, nici acum. Aha, a fost ceva pe acolo. A, închis, mă, ce să fie. Și uite, m-a închis, Închis secția ăștia, băi. Deschide secția, băi! Milițienilor! Și uite, m-a închis secția. Ia uite, mă, e nici acolo, nu s-au trezit, mă. Ia uite, mă, ce pun ei pe aici, mă, uite. Deci, zona administrativă, ca să înțelegeți, da? Uite, uite, deci nu-i nimic, da? Uite. Și, uite, scaun ca să scrii petiții sau astea, da? Cu asta. Și uite ce și-a făcut ei pe aici, uite. Uite, uite, uite. Interzis, nu știu ce, birou de primiri, uite, birou de primiri. Ia, stați așa să... În birou de primiri interzis telefoanele după ei. Bă, da, vreau să văd ce faceți, mă. Uite, interzis telefon, dar nu mai spune că G5856, da? Așa a vrut ei să pună ei acolo, ca să nu... Alo! Miliția! N-ai, mă, cu cine, mă, nu? Ia să sună la numărul ăsta, că e număr aici. Câte mașini, da? Câte astea? Unde sunt, mă, fraților? Oamenii ăștia, nu găsi nici la secții. Ia să sun eu, mă, să vedem ce... Vă dați seama ce oraș e aici? Ia uitați cum arată blocurile. Cum arată blocurile, da? Uite. Alo? Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți de la secția Pogoanele? De la poliția orașului Pogoanele. Secția 12, nu-i tot secția Pogoanele. Nu, eu sunt de la poliția orașului Pogoanele, secția 12 are sediu acolo la noi, dar spuneți-mi cu ce vă pot ajuta. Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Nu e nimeni aici la secție, doamnă, am nevoie. Nu, nu este, spuneți, cine sunteți, de unde sunteți și ce probleme aveți. Păi am mai multe probleme, dar dacă nu e nimeni aici, vine o patrulă aici, nu vine, cum să discut, ce să, cu ce mă ajutați dumneavoastră dacă, că nu vă înțeleg. Păi, sunteți din Pogoanele? Dumneavoastră sunteți în timpul serviciului acum sau sunteți acasă? Păi bineînțeles că sunt în timpul serviciului, păi veniți la secție dacă... Dacă păi nu, nu sunt, unde? Că eu sunt, vin dinspre Buzău, am fost la Buzău și sunt în drum către Pogoanele. Spuneți ce ați pățit. Doamnă... De unde sunteți și ce problemă avem, să văd dacă vă ajut eu sau vă ajută altcineva. Vă pun în legătură cu altcineva. Păi am sesizat, dumneavoastră sunteți șefa secției ei sau ce sunteți? Nu, domnule, eu nu. Sunt lucrător de poliție care este de serviciu la acest moment. Oricum, dumneavoastră, dacă vă spun oricum, nu știu ce. Am sesizat azi noapte un camion care a ajuns aici, în Pogoanele, cu gabarit depășit, adică masă lemnoasă mai mult decât ar fi trebuit să fie. Și bineînțeles că nu mi s-a acordat sprijinul. Degeaba, adică și dacă am sunat la 1-2, am sunat tot degeaba. Acum, ce vreau să întreb? Și să verificați. Să văd și eu polițiștii aia care au făcut... Cum vă numiți dumneavoastră? Nițu Robert Gabriel. Dumneavoastră cum vă numiți? Facem șef ajung Dumitrache Ionel. Dumitrache Ionel. Dar nu vreau să, mergem la Aurel Vlai cu 36 să constatați personal ceea ce vă spun eu. Și nu știu dacă au făcut cubajul, că așa a spus că vin aseară, că fac CFL-ul la fața locului, că dreg colegii dumneavoastră de aici. Nu știu... Păi vedeți că nu știți, eu nu știam că nu știți. Eu de ce din avut să vă spun chestiile astea, că oricum vi le spuneam degeaba. Șeful secției... Ați discutat aseară cu cineva? Păi, ce vă întreb, doamnă, dacă sunteți o polițistă așa... Șeful de aici, șeful secției, că e închisă cu... Șeful secției, da, nu este, astăzi este weekend, nu este, că fiți luni. Da. Și nu-i nimeni, doamnă, că e închisă toată asta, cu cine? Am nevoie de poliție, solicit poliția. Da, o să ajung eu, dar mai durează pentru că vin dinspre Buzău. Cam cât așa, câte ore? Câte ore? Nu știu, jumătate de oră aproximativ. Da, și mergeți dumneavoastră la fața locului să constatați toate chestiile astea? Ce unde trebuie să merg? În Pogoanele sau? Da, doamnă, pe Aurel Vlaicu 36, nu v-am spus. Aurel Vlaicu numărul 36 și da. Ce ar trebui să fie acolo?
Păi ce v-a spus puțin mai devreme, material lemnos care trebuie cubat, adică este peste, s-a adus, el avea vreo 15 metri și acolo e mult mai mult. Am înțeles, bun, o să revin eu. Adică eu l-am filmat, doamna, am filmat camionul ăla cu lemnic toată noaptea, de asta vă spun. Și nu s-a luat nicio măsură, nici nu s-a cubat, nici nu l-a lăsat. Am sunat la 1-2 degeaba, nu înțelegeți că... Practic, pentru mine, poliția este incompetentă aici, în pogoanele. M-am mai fost și la anticorupție, am mai avut o plângere acolo, de-am... Tot din cauza de aici, de la pogoanele. Aici nu trebuie în regulă, înțelegeți dumneavoastră? Deci aici, la pogoanele, nu este ce trebuie, poliția. Scurs și la obiect. Bine. Înțelegeți? Acum? Da, da, da. Dacă da. Ați înțeles, e bine. Haideți că vă aștept, bine. Sunt în fața secției. Sănătate, la revedere. Măi, frate, vă dați seama despre ce vorbim? Au spus că să ducă, să facă CFL-ul, să cubeze, să astea. Cum lași tu un camion cu lemne, care eu am sunat la 1-2, l-am filmat, îl lași în curte la omul ăla și ăia să începe, cred că l-am început să și taie din el. Păi da, cum mai depistezi tu dacă a fost sau n-a fost în plus sau care a fost situația? Dezinteres total. Bine, astăzi e weekend, dar sâmbătă și duminica poliția, din ce ne-a spus doamna, nu muncește. Uite, am sunat la numărul ăla care este acolo, am sunat degeaba. Deci, să o odihnesc. Ba, cred că o fi pe la munte ăștia, pe la Bram, pe la Brașov. Au vouchere oamenii. Uite, mașini de poliție aici, da? Uite, statul a investit bani în... Bă, fraților, avem nevoie de poliție, trebuie să desfințăm poliția locală și să întărim poliția națională, să înțelegeți aspectul ăsta. De-aia și când m-au omorât aia acolo la cupuii, n-au venit bine, n-au venit acolo, că de fapt de la, ei erau acolo în zonă, de la BCM până în punctul respectiv, am mers eu cu mașina cu 50 la oră și am făcut exact 5 minute și ei au venit după o oră. Acolo a fost altceva, că a fost cu dedicații pentru mine, să mă schilodească aia. Dar... Văd lipsa asta de personal, este inadmisibil, pentru că infractorii își vor face de cap. Dacă noi nu avem poliții și pe care au fost aseară, ați văzut ce spuneau, că unul era pe la nu știu pe unde și era într-unul, nu să mai știi. Deci, secții de poliții, nu vorbesc de un post de poliții, da? Secția 12. Aștept să vină domnișoara, să vedem dacă mai ajută cu ceva. Cum arată orașul ăsta, între ghilimele, pogoane, ca după bombardamente, fântână, piscină arteziană. Dacă vreți să faceți baie vara, vă puteți face gratis. Și blocuri care sunt ruginite, deja da, le iese rugina din tavan. Uite, da, așa sunt toate, exact așa sunt toate. Da, PSD-ul e la putere, da? Uite, câini sunt suficienți pentru toată lumea, o să vedeți acum. Da, deci gestionarea când e fără stăpâni. Nu mă stau să filmez toate blocurile, dar toate arată așa. Da, aceeași poveste. N-au... Bine, mai bine spus, ca să spun că n-au gaze și au lemne, o să spun că au gaze și n-au lemne. Ca să fie frumos. Și ăștia sunt când vă așteaptă noaptea, da, când veniți, să vă ciupească. Acum sunt sătui, sunt să odihnesc. Și când o ieși, cum a ieșit la București femeia aia cu copii, o să o sfârtice. Uite, aceleași, da, aceleași blocuri. N-a fost în stare primarul să ia prin fonduri europene. Du-te mă la Nea Tomiță, la Buzău, și vezi câte blocuri a făcut pe fonduri europene. Și că nu că laud eu, că nu sunt eu cu niciun partid. Dar du-te și vezi că e aproape Buzău, la 40 de kilometri, da? Primăria Buzău. Te duci acolo la Nea Tomiță și întrebă, nene, cum ai făcut mata de a-i luat fonduri, de a-i izolat atâtea blocuri în orașul Buzău? Și o să-ți povestească el cum să faci dosarul. Dar dacă voi n-aveți, mă, treabă, mă, sunteți aleși aici permanent, sunteți, faceți voi ce vreți. Îi chinuiți pe oamenii ăștia, nu-i destul că... N-au gaze și să chinui cum să chinui cu lemne. Ce izolație sunt mai bine, mă, blocurile astea. Ce izolație, mă. Am mai fost la primărie aici, la pogoanele, da? Am mai fost în 2020. Tipul este public, ceea ce v-am și spus că am găsit din întâmplare un polițist cu un camion cu lemne.
Și când am sunat și așa, nici n-au venit colegii până nu l-a băgat el în curte ca să scape. Da, am fost la anticorupție, la ieri am fost și am dat ultimele declarații. Avem o problemă aici la Pogoane cu poliția. Nu e ce trebuie. Nu. Da, deci a doua oară când demonstrează incompetență. Nu zic altceva. Restul lasă pronunții instanța. O secție, atâtea mașini, da, închis acolo, nu e nimeni. O domnișoară, aștept să vină o domnișoară de la nu știu cât, peste o jumătate de oră, să meargă să vadă dacă mai avea ce să vadă, dacă nu l-ar fi tăiat. Eu am vrut să întreb dacă au făcut cuvajul, polițiștii de aseară, că așa au spus, că s-a spus că nu, ne ducem noi, bine, mergeți dumneavoastră. Ce ați făcut, ce măsură? Eu acum am trimis petiția, dar până să duc ei, dacă se duce la 30 zile că durează petiția, deja ăia le-au tăiat, le-au și băgat pe foc. Aștept să vină domnișoara. Mai polițista vorbea la telefon în timp ce conducea, dar e normal. Bună dimineața! Bună dimineața! Cafeluța, doamnă, m-ați luat și țigărinica ca să vă meargă bine astăzi, să nu vă stresați. Stres mare la părici. Micul dejun, cafeluța. Uite, avem nevoie de poliție. Este misiune cu cafeluță, cu... dați-mi amendă, vă dau să-mi dați amendă, dacă vezi că pentru asta sunteți fenomenali. Pentru asta. Am voi. Am voie, că e voia Domnului. Este voia Domnului Iisus, da? Domnul Nițu, vă rog frumos, nu aveți voie să folosiți camera de filmat, da? Unde? Uitați că sunt domnul administrativ, de ce mă filmați? Eu uitați aici, pot să scriu aici o petiție? De ce mă filmați? Deci vă rog frumos să ieșiți din interviu și să închideți. Îmi spune dacă dumneavoastră nu ați deși devenit polițistă, dacă nu v-ați pregătit. Nu-i vina mea acum că n-aveți pregătirea necesară. Spune așa, ordonanța, nu ies din serviciu. Nu, că am desesizat. Dumneavoastră sunteți o instituție, colaborare cu cetățeanul, nu direct primarea acestui an. Asta a fost odată, în 89 s-au terminat vremurile alea. Știu că regretați. Spune așa, Cinciocchi, să nu pătrunzi cu coană în zona administrativă. Eu nu pătrunzi, stau aici, se aștept pe dumneata. Tocmai de asta, uite, chestia asta nu este pusă pe ușa de la intrare. Tot dacă ea a venit aici ca la ea acasă, hai, polițistul, deci nu scrie, da? Și chiar dacă a fi scris, era abuziv. Asta știi șeful secției, că eu cu el discut, nu cu doamna. Că doamna este o polițistă care s-a făcut și ea la poliția română polițistă, da? Doamna are nevoie să constate personal, patrula de permanență. Unde este patrula de permanență? O să vă rog să-mi prezentați. Aha, oleu, cu ce pe... Asta este la mata. Asta este. Vă faceți de râs, poliția. Poliția Pogoanele, poliția, am avut acțiuni de ieri pe aici, n-am venit niciun habar. Stați cu cafeluța și cu țigara. Nu fumați? Ați luat micul dejun cu cafea. Da, erați cu cafea, mână. De ce vorbeați la telefon în timp ce conduceați? Că vorbeați la telefon. Și na, nu erați în... N-aveați girofarul aprins sau aveați vreo misiune specială. Nici n-aveați pe mașină girofar. Dacă îl prindeți pe unul cu telefonul la urechi, opa, i-a luat permisul, sancțiunii. Am nevoie să vină să constate personal. Să cubezi, că ăla a avut vreo 15 metri pe avi și a avut mult mai mult. Ăștia deja cred că s-au și apucat, le-au și tăiat lemnile. Am trimis și petiții. A fost filmat. Când mergeți acolo, doamnă? Când mergeți? Când deja le-a băgat pe foc? Sau le-a vândut? Echipa aia de permanență care trebuie să asiguri secția. Aia unde este? Din cine e formată? Că din ceea ce vă dumneavoastră sunteți la birou și nu știu dacă ar fi trebuit să plecați de aici, din ceea ce știu aici, ar fi trebuit să stați aici, nu să mergeți după cafea. Aici ar fi trebuit să stați dumneavoastră. Nu să închide secția cu cheia. Că dumneavoastră sunteți la birou, nu sunteți echipă de permanență. Echipa de permanență sunt alții. Vă spun eu. Asta este.
Asta e adevărul. A închis secția cu cheia și a plecat să-și ia cafea. Da. Păi, mașina cu care a venit, da? Vorbea la telefon. Bine, fără centuri, timpul mers, dar astea sunt așa, printre altele. Uite, profesioniști. Da? Uite, VGP cu tare. N-avea girofan, n-avea nimic. Dar bine, asta așa, ca să vedeți, nu că le-ar face cineva ceva, că nu le face nimeni nimic. Da? Unde este patrula aia de permanență care asigură, trebuie să fie una, două, e secție aici, nu e post. Dar nu trebuie să trăiască la birou, nu știu la ce s-a complicat să meargă unde o fi fost după casa, a închis secția și a plecat. Și acum mă ia pe mine că n-am voie să filmez. Uite, eu filmez, dați-mi sancțiune, hai, dați-mi sancțiune. Profesioniști la pogoane aici. Numai profesioniști am găsit. Numai și numai profesioniști. Data trecută la fel cu camionul cu lemn, adică în 2020, când a fost ultima dată pe aici, cu polițistul. Tot așa. Nu, nici n-a venit poliția până nu l-a băgat în curte. Suntem în aceeași situație acum. În aceeași situație suntem. Mă odihnesc, că nu mai e cât alerg. Uite, mă odihnesc. Muncesc mai mult ca poliția. N-am băut nici cafea. Cât timp durează ca să îmi treacă datele în catastif? Cât timp durează să... Da? Îmi ia ea petiția. Am trimis petiția la IPJ. Stați așa că acum s-a pus camera. Da? Dar nu mi-a numai nu ce să zic. Gata, ia. Doriți să formulați o sesizare scrisă referitor la... Mă, ce faceți? Mă filmați acum? Da, și eu pot să filmez. Și de ce nu mi-a duce la cunoștință? Păi urmați să vă aduc la cunoștință. Cum ați ajuns în poliția română? Domnul, o să vă rog să închideți camera de filmat, pentru că nu aveți voie să folosiți. Deci vă mai spun încă o dată. În conformitate cu care e legitare articol. Îi dați sancțiuni, dați-mi acum să semnesc că am văzut la mine ce o să fie un procesul verbal. Deci doriți să... Doamne, dați sancțiunea că v-ați pronunțat. De ce v-ați prezentat la sediul poliției? De ce m-am prezentat? Da, cu ce vă pot ajuta? Ce v-ați spus eu vreau să spun acum? Doamne, eu am acum 5.382 de metri pe lângă. Mi-ați cerut acordul să mă filmați? Așa, să-mi faceți de râs. Dar de ce să mă filmați? Dar nu, că nu, dacă v-ați făcut de râs, cum a fost, dar v-ați reabit, dar faceți titanii poliții români și faceți de râs poliția română. Cu ce vă pot ajuta? Să știți că și eu pot să vorbesc foarte mult. Da? Cu ce vă pot ajuta? Sunteți pregătit așa, bine, ca să... Cu ce vă pot ajuta, domnule? V-am spus, tu ești o patrulă, cu unii cine, dumneavoastră de chei, poate pare... Păi haide să mergem, avem placul 36. Așa, ce se întâmplă acolo? Domnul, ia trei ori când spun. V-am spus și la telefon, dar tot, nu știu cum ați ajuns în poliția română, pentru că și acolo sunt niște norme, nu cred că intră toată lumea așa. Când îi spui unui om un lucru, bănuiesc că îi rămâne în cap și înțelege. Un camion cu lemne care am fost aseară după el, am sunat la 112, n-a venit nimeni, pentru că toată lumea se pare că exista, nu exista echipă. Așa, și după care m-au sunat colegii dumneavoastră și mi-a spus că o să duc acolo să vadă ce poate să facă să ia măsuri. Mi-a spus, cubați materialul de nos. Când îl cubați dumneavoastră? Că ăștia s-a apucat să-l taie. Ce mai rămâne? Sunt sigur că n-au fost colegii mei acolo aseară? Păi, deci a venit domnul aici să discut, să vedem care este situația, dacă sunt, și să mergeți personal, să vedeți ceea ce se întâmplă acolo. Da, o să mă deplasez acolo să văd despre ce este vorba. Vreți să faceți o sesizare? Am trimis, doamnă, am trimis la IPJ. Ah, okay. Da, dacă ați trimis această sesizare. Mergeți, doamnă, cu mine personal să constatați. O să merg, da, o să merg. Păi, haideți. Păi, aveți răbdare. Da. Am răbdare. Ce? A, închideți, doamnă, ușa, închideți ușa, că nu o lăsați deschis aici. Extraordinar. Extraordinar. Ce am ajuns. Băi, numai la intimidare merg oamenii ăștia. Numai la intimidare. N-am nicio treabă, adică niciun fel de... Da, cu filmatul că n-am voie... Asta îi învață mă la școală. Bă, cum or fi ajungându-mă unii polițiști, mă? Cum or fi ajungându-mă polițiști? Că eu i-aș da afară pe toți ăștia care... De incompetență, mă. Incompetență, mă. N-am văzut așa ceva, mă. Uite, de exemplu, ei
nu știi din ce țară sunt. Slava Ucrainii, da? Uite, n-au nicio... N-au drapel, uite, legea 75. Am fost în Harghita, am fost în Covasna, am fost în toate astea, Mureș, tot, unde n-am fost. M-a luptat să fie drapelul României arborat pe toate instituții, pentru că altfel îi reclamam și îi taxam. Și uite aici, la Pogoale, da? Profesioniști, secții, deci secții nu post, secții de poliție, n-are nicio treabă, da? Fără drapel, pentru ei legea nu este valabilă. Deci legea 75 la secția asta de poliție nu este valabilă. Aici nimic nu m-a spus că nu este în regulă poliția asta cu nimic. Să-mi dea sancțiuni, ok, să-mi dea sancțiuni, o contest, o câștig și după aia, eu cum stau numai pe ei? Dar să vedeți plângeri ce o să le fac pentru sancțiuni abuzive. Da. Uite, cafea. Uitați-mă, frate, pe unde e. E cu cafea, nu înțelegeți că așa sunt oameni, uite. Ei sunt cu cafea, în fapt. Deci aici, uite, uite, așa, da, cu țigara, cu cafea. Așa arată la Pogoane aici. Curățenie generală. Uite, care n-ai galoși, vii și ții de la poliție, după te vii încălțat, descălțat, vii aici, e curtea lor, nu este, da? Nu e curtea mea. Parchează pe spațiu verde, au voie că-s polițiști, da? De-aia ai făcut spațiul ăsta verde, să parcheze, putea să parcheze în spatea aceea, că nu, și așa nu e nimeni pe aici. Da, mă, treabă, nu v-am spus. Deci ce vedeți aici la asta, la Pogoane? Aici ai capul de linie. Am sunat după camion, am sunat... Eu știam că nu o să... Da? Știam, că știam ce se întâmplă în orașul Pogoanele. Orașul. Vă dați seama, orașul. Aici toată lumea este bine. Și primarul, și poliția, și toți. Uite, cât aștept eu ca să meargă acolo. Mai stau, că... stau pe banii mei, adică stau toată ziua. Ei sunt plătiți, au program de cât? De 8 ore sau de cât au. Da? L-a trecut ceasul, pac, și-a luat banul, înțelegeți? Poate să mai stea acolo dacă... Bine, acum din ceea ce văd eu, încearcă să mă provoace cu coana ca să nu... Ea nu o să meargă, da? Ea nu o să meargă. Ca să zică că perturbi liniștea și asta publică, să-mi dea sancțiuni pe legea 61. Ia asta încearcă acum. Nu că închide secția și vin. Ca să mă duc eu acum, vezi, doamne, recalcitrant și să mă bage că perturbă aici activitatea și astea. Că asta e specialitatea lor. Dar nu e nicio problemă, că mai sunt și judecătorii onești și le dă cu fiet. Și după care, bineînțeles că plângeri până îi pune la punct. Da? Ăștia sunt. Și eu o să stau numai pe Pogoane. Numai pe Pogoane o să stau. Că își bate joc de mine, dar nu e nicio problemă. Ei acum sunt convins că au și închis aici ca să nu îi mai deranjez. Ia să vedem ce o zice, că nu stau asta toată ziua, că mai am și eu treburi. Uite, a închis, da? A închis. Uite, e secția a închis-o, da? Ia s-a închis înăuntru acolo, uite. S-a închis, uite. Uite, jandarmul stă acolo și doamna este aici, uite, a închis secția, da? Asta este, uite, se închide, uite. Uite, s-o pitește și jandarmul, da? Deci ei au închis secția, fraților, au închis secția și așa mi-acordeie sprijinul mie. Așa mi-acordeie, așa înțeles, să-mi acordeie sprijinul. Uite, da? N-are treabă jandarmul, că nu este el de vină, el n-are nicio treabă, el e aici într-o ecuație, el e în plus, adică ia bani de la stat ca să asigure ce a făcut de fapt în 10 august, asta este în general. Uite, eu mai sunt pe cucoană odată și nu mai stau, că am și o treabă, frate, nu stau toată ziua după mentrile lor. Că eu oricum știu că îți bat joc de noi. Mai sună, da, tata. Și-am plecat. Uite, așa răspunde doamna, da? La telefonul secției. A zis că iese, că vine, că merge, că închide și să merge. Nu mai, v-am spus că ce vrea ea. Uite. Doamnă, mai veni sau adică... Da, da, imediat. Acum am coborât, ne-am luat și eu. Da, haideți că am crezut că vă bate joc de mine. Zic chiar așa să stau ca un cățel aici. Nu bat joc de dumneavoastră. Bine, nu am de ce. Bine, haideți. Da. Eu sunt obișnuit cu chestii de genul. Mi s-a mai întâmplat. Gata, vine doamna. Doamna și cu domnul polițist. Domnul jandar. Toți polițiști și jandarmi, că-ți dă amendă. Pentru mine toți sunt polițiști. Și polițiștii locali sunt polițiști, că și aia îți dă amendă. Toți care îți dă amendă sunt polițiști, să știți de la mine. Că ajungeți în instanțe și vă luptați cu inspectoratele. Ei nu mai au treabă, nu mai vin după aia. Da. Schimbați mașina? Deci, Aurel, vă luați cu 34. Dacă 36, 34, că n-au numeri la porți. N-am stat să le fac evidența.
Uite, deja ei s-au, da, s-au deschis și au început activitatea. Nu știi, dreptul lui să taie lemnul, acum să facă ce vrea. Problema este că de aseară el trebuia, de când au venit colegii, trebuia să fie cubat. Uite acolo, uite, da, se vede, se vede aici prin, uite, da, uite lemnul acolo, fagul, da, camionul, 15 metri care i-avea el trecut pe ăla, a venit roata așa, da, era venit roata așa, deci a venit roata, 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 pe spate, pe acolo, profesionist, și l-a zvârlit acolo. Păi bine, că doamna de la poliție cred că nu știu unde-i strada. Că trebuia să apară până acum. Da. Locuiți aici? La numărul ăsta? La partea asta roșie? Da, păi trebuie să vină poliția acum cu materialul ăla lemnos. Nu, trebuie să-l cubezi. Ați mai tăiat din el la ția asta? Ce să fac? Ați tăiat din el? Ați apucat să tăiești? Da. Aseară... Cine să tăie aseară? Ia-uzi, trebuia bătai. Ia-uzi, Vadu Paș, ia-uzi cu coana. Ia-uzi, m-a bătut peste tot. Tu să nu fii de ochi. Tu să nu fii de ochi, ești îmbrăcat în roșu, te de ochi. Ia, cum mă cunoști? Tu erai aseară cu bărbatul, că aceea să-mi facă fotografii la... Dar voi nici pe tractoreață n-aveți număr. Aha. Uite, poliția trebuia să vină. Nu știu dacă vine. Dumneavoastră ați avut 15 metri, ați cumpărat sau cât? 20 cât? Da, problema mea. Nu mai știți cât ați cumpărat aseară. Nu trebuie să vă spun. A mai venit poliția aseară? Dar cine sunteți ca să vă spun? Un om. Un om și ce treabă ai? Uite că vine acum poliția. Și ce dacă vine? Da, păi nu știu, vă întrebam și eu așa de curiozitate. Arată-mi și mie cine ești. Un om, un om. Păi ce să-ți arăt? Care e problema ta? Problema nu e a mea. Problema este a tuturor, că s-a dus dracu pădurile astea și fiecare ia cât vrea, cum vrea. Legal, nu. Ce e legal? Ilegal. Ai, legal, da, legal. Da. Am văzut cât e de legal. Am văzut de aseară, am văzut cum era legal. Păi da. Am văzut. Da, bine, mata l-ai cumpărat, dar acum depinde cât ai cumpărat și cum ai cumpărat și toate chestiile. Da. Da, dar uitați acolo în spate este. Da. Deci, aseară n-a venit niciun polițist. Domnul mi-au aruncat așa, pastila și... Dar toată noaptea ar putut să facă orice ar fi vrut să facă, da? Deci orice ar fi vrut ei să facă, ar fi putut să facă azi noapte. Că nu i-a deranjat nimeni, era în curte la omul ăsta, putea să mai care diferența, să le ducă la într-alte părți, putea să-l taie, putea să facă, să vii după 12 ore, mai bine de 12 ore, de când s-a petrecut evenimentul, normal că e mai greu. E mai greu, de fapt, e cam imposibil să mai vezi ceva. Nu mă, fraților, haideți ca să vă explic eu, da? Și poliție române și vouă. Dacă suprafață, cantitatea depășește 6 metri cubi, atunci este infracțiune. Înțelegeți? Cei până 6 metri cubi poate să se ciotească că le dă câte o amendă. Aici este toată problema. Aici trebuie modificată legea. Bună, trebuie modificată legea, că ei sunt foarte inteligenți. Ați văzut ce vrăjeală avea omul ăsta aseară? Da, ei sunt foarte inteligenți, că nu se fac avere așa. Că am fost odată la să iau o mașină la un bijlițar de ăsta și aducea omul după în Germania. Și eu tot mă rugam de el acolo cu 1000, 2000, 3000, 5000, cât aveam eu 2-3 lei acolo. Și mi-a povestit de unul care venit și pădura și avea o mașină de vreo 60-70 de mii de euro.
n-a vândut-o, o ținea omul de vreun an de zile pe acolo și luase toate speranțele. Și a venit un pădurar, că s-o ia pentru fisul, i-a deschis un diplomat și i-a dat de acolo, dintr-un colț, așa, i-a dat, ia mă, de coalea pe mașină. Deci, cum? Că dacă s-ar băga peste 6 metri cubi, deja sunt puțini care mai fac chestia asta, da? Până în 6 metri. Până 6 metri, ce ne facem, mă, dacă ne dă o sancțiune? Și tocare așa, care pui pe aviz 15 metri, mai pui încă 5, da? Pui 20, da? Dar nu sunt 6. Și ăla-i surplusul tău, înțelegeți? Să împart acolo între șofer, pădurar și clientul care le cumpără, eventual îi mai face un discount, dacă îi mai face. Deci cam așa, asta este toată filozofia cu lemnul. Acum că rup drumurile, că nu sunt, că se mai basculează pe câte un cetățean, cum a fost la Pașcan, sau că n-au fanion și risc să intre în el, că avea deja 5 metri ieșit pe afară, astea sunt mizilicuri, da? Mizilicuri, că plătim rovinete, plătim, astea le facem tot noi drumurile. Tocmai ce v-am spus și aseară, drumul ăla București-Pitești, dacă vine pe partea pe Râmnicu-Vâlcea și pe unde vine Săcară, tot Săcară spre București încolo, s-a lăsat, este, deci autostrada este făcută în varză. Și nu numai aia, toate drumurile din România. Poduri, tot ce vreți, de asta se degradează toate. Și noi plătim rovinete, plătim astea ca să meargă lemnul cu gabarit depășit. De asta se strică și drumurile. Și asta e un alt aspect. Mai vorbim de siguranța traficului rutier, pentru că risc să îți cadă, mergi cu familia, cu copii, cum avea omul la o chingă de aia. Trebuia să ai vreo trei, da? De ce trebuia să ai vreo trei? El, în primul rând, i-a pus peste, deci dacă vă uitați atenți, depășește, da? Depășește în sus, da? Ăla de sus de acolo stătea practic într-o chingă. Și la orice, de asta mergea cu 30 la oră, că știa omul, că era profesionist. La orice de asta, nu-ți vinea neapărat de jos, dar îți vineau alea de sus. Da? Îți vineau alea de sus, bum, și scădea în cap. Treceai pe lângă el sau te duceai cu familia, cu copiii, cu cine te duceai tu acolo sau singur, cu autoturismul tău personal și te trezeai cu lemnul în cap. Sau făceau alte accidente, da? Cădea și provoca alte accidente. Mergeai cu 120 la oră să depășești și te făceai knockout. Deci sunt multe lucruri aici. Doamna care este în roșu, n-ați văzut-o. Asta a înțeles. Ea a înțeles că m-a bătut ăla, că o știi, că... Da, ea și cu soțul ei care spunea că să-mi facă poză. Deci oamenii ăștia aici așa, da? Deci toți ăștia, sunt cinstiți, sunt convins că n-am mai cumpărat lemn, e prima dată. Deci ăla era al doilea transport care îl făcea. Pe traseu nu pune traseu, da? Și a zis că mai aduce aici. Nu știu ce mai fi rămas pe la vintile, văd după acolo, că dacă... ajung pe acolo să mă uit să vedem câte cioate sunt nemarcate și toate chestiile astea. Dar este inutil, pentru că, așa cum v-am spus, ei ia până în 5, până în 6 metri și la revedere, știi că-i sancțiuni și așa se îmbogățesc, fraților. Așa se îmbogățesc. Pentru o chichiță din lege. Du-te tu în Austria și ia, dar n-ai voie să mai tai un arbor acolo, ce să mai vorbim, de 6 metri. Deci aici este cu dedicație, aici trebuie modificată legea forestieră, în chestia asta. Bă, frate, nu, te-am prins cu, nu 6 metri, te-am prins cu un metru în plus de star penal. De ce? Ca să mergi mai puțin, mă, spuneți mai puțin dacă știi cât e limita admisă, cu atâta să mergi, nu să mergi peste, da? Ca să nu poți să mai ciodești, că un metru să zici că e marja aia de eroare, deși nici aia, că deja e mult, da, am zis un metru. Deci ai prea mult. Aici trebuie modificat. Da? Nu mai vorbim că ar trebui să întinzi cu 1000 de ani. 1000 de ani să mai tai lemn în România. Dar n-are cine, că toți în coaliție. Acum și la anul o să-i susțineți ea, să convins. Aștept să vedem ce face doamna polițistă. Să tot aud ceva acolo, dar nu dau seama. Aici, lângă nenea cu lemn sau chiar la el acolo, nu pot să dau seama. Uite, se aude ceva așa. Uite. Nu mai știu ce să mai... Ce-o fi? Ce s-aude? S-a luat de... Nu știu, nu pot să-mi dau seama.
Ca să vă dați seama, deci cum v-am spus eu, că a intrat pe partea aia pe acolo și ați văzut că partea e deschisă și a intrat prin spate. Deja acum dimineața astăzi, partea este deschisă, da? Și au și lăsat așa. Da, uitați partea deschisă. Deci ca să ce să înțeleg eu, că ei au mai luat de aici și l-au dus unde trebuie. Și l-au împărțit în trei sau ceva de genul. Ca altfel nu mi-e explic. Da? Azi noapte a închis partea. Dimineața a lăsat-o deschisă. Pentru că știa că că o să mă întorc. Uite. Vedeți? Poarta deschisă. Da, nu se poate așa ceva. Imposibil așa ceva. Da. Deci, aici la noi în România suntem practic în față, ni se fac lucruri în față așa. Suntem duși cu zăhărelul pe față. Numai oameni profesioniști. Numai oameni profesioniști. Aștept să vedem. O mai ieși doamna de acolo cu jandarmul. Ce măsuri o să ia. Unde mai găsește eventual material care zic eu că ar trebui să lipsească din moment ce ei au poarta deschisă și s-au trezit dimineața așa. Uite tractoreața lui doamna, care ea n-are niciun număr, da? Deci dacă dă ăsta peste tine, ești salvat, da? Te duci la Euroins acum că are asigurare la Euroins, care a intrat în insolvență. Deci sunt tolerați aici la pogoane, asta tot încerc să îi explic, că sunt tolerați. N-au treabă, mă, circulă cu tractoarele, fără plăcuții, fără, da, și mai și vine cu tupeu. Lua el mie aseară, făcea el mie fotografia aseară la autoturism, când la număr de matriculare, când nici măcar n-avea. Nici măcar îmi făcea mie bărbatul aseară poză la mașină, la număr de matriculare, nu am voi, când voi nici nu măcar n-aveați număr la tractoreață. Ai și permis? Da. Și pe față nu trebuie? Pe față nu trebuie? Vai, ia, hai, du-te la poliție, hai să te văd. N-ai ambuț. Intru curte la tine, acolo intru. Acolo intru curte și filmez acolo, în curte la tine. Te filmez când te duci la WC-ul ăla din fundul curții de acolo. Aia te filmez. Da? Bravo, ce deșteaptă ești. Ești deșteaptă, mă. Numai oameni inteligenți găsim, mă. Numai oameni inteligenți la pogoane aici. Da, uite ce iritată. Nu, ei au ei ceva, nu se poate, că nu degeaba se alarmează. Au ei vreun interes aici cu lemnul ăsta. E o clică, eu așa zic, e o clică aici, nu se poate. Ceva nu este în regulă. Nu este în regulă, asta e părerea mea. Să vă mai spun și altceva. De ce spune că aici nu e în regulă ceva? Și voi cumpărați lemne și toată lumea cumpără lemne. În primul rând, sunt prea multe lemne să cumperi în luna martie, deja aprilie, pentru o locuință. Să cumperi, deci cum a spus că ăsta avea undeva la 15 metri, eu cred că el tot aici l-a dus primul transport, că asta nu l-am prins, nu l-am urmărit. Primul indiciu că nu este ce trebuie a fost momentul când pozele erau făcute pe jumătate. Deci pozele, da? La primul transport pe jumătate. Și al doilea nu a mai avut el treabă. Le-a pus până sus, până la cer. Câte lemne ței în martie-aprilie? Că deja s-a dus și iarna și nu numai asta, dar pentru o locuință, atâtea lemne, pentru consumul tău propriu, din punctul de vedere, e cam mult. Și mult. Da, e mult. Acum că tu vrei să îți faci un depozit ăsta ilegal și să tai să vizi la lume, iar este partea a doua. Nu știu, acum poliția, treaba lor. Să verifici toate aspectele astea, dacă există cumva vreun depozit ilegal care ăștia la rândul lor, deci ei cumpără de la, da?
și îl tai și îl vinde la oameni pe aici, prin sate, cu metru cub sau cu căruța sau cu ce vinde ei, kilogram. Deci sunt mai multe aspecte, sunt mai multe aspecte aici care trebuie verificate. De asta i-am și adus pe domnul de la miliție, miliția română, da? Și doamna care am deranjat-o de la cafeluță. Aștept încă, am o jumătate de oră am înghețat, dar nu-i problemă, mai rezist. Nu știu că a mai trecut o mașină de Ilfov în față, un BMW seria 5, și acum iar vine tot de Ilfov, domnul. Nu știu, ar fi frumos de Ilfov pe aici, pe la Pogoanele. Și-au schimbat reședința. Acum a fugit poliția. Ce a făcut, doamna poliție? Ia uite, bă, ce fugi. Ce fugi poliția? Doamna poliție, ce a făcut până la urmă? Reveniți? Auziți, o secundă, vreau să vă spun ceva. E depozit ilegal aici, adică de ăștia care taie și chestia asta, ați verificat și chestia asta? Da? Bine, revin, doamna poliție, stăm. Revine, bine, fără centură, fără, na, treabă ea, profesionist. Ia, mai stau să, na, sunt amanetat aici, stau după ei. Dar, de fapt, de ce să mai stau dacă le-am adus la cunoștință, le-am... Mai stau puțin să vedem ce... Deși mi-e greu să lucrez cu un astfel de echipaj. Băi, fraților, tot am așteptat, nu o să mai stau, că stau degeaba. Aștept să vedem răspunsul pe care mi-l vor da domnii de la IPJ. Din punctul meu de vedere, este o acțiune eșuată, nu așa să lucrează. Omul cu materialul în curte, lăsat 15 ore și revine poliția să mai cubeze. Sunt nicio formă. El se oprește camionul, se duce cu totul la cubaj, tot ce-i trebuie. Restul asta ce vrea să facă acum poliția cu mine este o spoială, care din punctul meu de vedere demonstrează că poliția este incompetentă să gestioneze această situație. Și cu asta, basta, v-am pupat, la revedere! Sunt la 112 și nu răspunde, vă dați seama ce profesioniști! Omul ăsta merge cu lemnul, numai așa merge el, mai mult pe afară decât pe, nu mai vorbim că este cu 3 nivele. Uite, la 112, sun și nu răspunde. Ce să mai sun la poliție, la Pogoane sau nu știu pe unde? 112, urgență aveți? Săru mâna, doamnă, solicită un echipaj de poliție să oprească un camion Buzău 80 Săană. Are gabarit depășit, lemne și tep afară, pericol pentru traficul rutier. Probabil sunt și ceva peste, mai mult 80, ca să. 80, Buzău 80. Săană, eu acum mă aflu în Albești. Sunt de la Sorin, da. Mai puțin. Sunt de la Sorin, A? Ana, Nicolae. Da, San, Buzău 80 San. San. Și unde este? Eu sunt în spatele lui, mă... îl urmăresc. Albești, eu sunt în Albești acum, cred că o ia spre Pogoanele. Merge încet. Da, merge încet, nu poate să meargă mai mult de 50 la oră, că îi bubuie. Să rupe asfaltul cu el. Are gabarit depășit. Da, doamnă, e și afară și peste și am mai dus, nu-i prima cursă, deja este a doua, pentru că i-am luat toate fotografiile cu Nițu Robert Gabriel, mă numesc. Și vreți să-l verificați la ministerul? Doamnă, să vină poliția să-l oprească în trafic, are lemn în plus, are și pe afară, pericol pentru trafic, nu înțelegi, n-are niciun fanion, n-are nimic, e pericol pentru traficul rutier, rupi drumurile, are și în plus. Să rămâne să vorbiți cu poliția. Da, doamnă, haideți că pleacă, scăpăm până când vă hotărâți. Alo, bună seara, poliție. Bună seara. Să rămână, doamnă, sunt în spatele unui camion Buzău 80 Săană, de la Sanda, da, Săană. Are gabarit depășit, lemnele sunt mai mult pe afară ca până-untru, și înălțimi și tot ce vreți, abia merge cu 50 la oră că i s-a rupt cârca la cât a băgat. Nu-i prima cursă care o face pe ziua de astăzi, chiar acum am ieșit din Albești, ne îndreptăm spre Pogoanele. Vă rog frumos, poliția de la Pogoanele să-l întâmpină, eu sunt în spatele lui. Deplasarea este către Pogoanele, da? Acum ne duce spre Pogoanele, merge cu 50 la oră. Acum depinde de dumneavoastră cum
vă mobilizați ca să puteți să prindem. Că eu nu, eu stau în spatele, vă dau numărul de telefon, eventual mă sunați ca să ne coordonăm cumva. 0767. Nu, vă îl spun eu, 0767. Și ăsta, doamnă, dar vă mai dau unul, că mă sunați pe ăla, pe care vreți. Haideți, luați-l pe ăsta, haideți, sunați-mă pe ăsta. Sunați-mă pe ăsta, haideți, vă rog, sunați, numai sunați-mă pe ăsta, ca să nu mai trage timp, că îl pierdem, de asta stau în spatele lui. În regulă, o să dau un atenție camionul colegilor din trafic. Și să le dați numărul meu de telefon să mă contacteze ca să putem să cooperăm, că altfel nu facem nimic. Da, domnul Nițu. Mulțumesc, să rămână, să rămână, să rămână. La revedere. Fraților, e al doilea transport care face omul, profesionist, da? De necrezut, deci de necrezut ce a ajuns țara asta. Nu mai vorbim că au rupt drumurile și noaptea, da? Deci fără niciun... El trebuia să aibă fanii, și fotografia care a făcut-o, ca să înțelegeți așa mai bine, iau-te, iau deja să depășesc. Fotografia care a făcut-o el, a făcut-o numai de la jumătate. O să vă arăt și fotografia să vedeți, că așa se fac fotografiile când pleacă de la ocol, de la vintilă, vodă. Ce am văzut că e o persoană fizică, dar nu să știe unde merge, deci el n-are un destin prestabilit, adică are el vreo socoteală, că nu degeaba să face și lucrurile astea. Da, și acum să vedem poliția, dacă... Săracul abia merge, fraților, eu merg cu 50 la oră, vă dați seama. El acum, noi știm pe câmp, el merge cu 50 la oră, atâta merge el. Da, și al doilea transport care le efectuează în stilul ăsta, adică eu i-am salvat toate astea, că nu... Când l-am văzut prima dată în primul ăsta, primul transport, da? Deci el tot cară de la numai pe asta este el. De uite, 1705. Da, 305 până pe 305. De pe 7, eu nu știu, cred că e deja al doilea transport, ceva nu este în regulă. Ceva nu este în regulă, că deja este și al doilea transport și nu, oricum o să vedem cu poliția, ca să nu mă pronunț, că nu-mi place să mă antepronunț la chestii de genul ăsta, dar el a făcut două transporturi azi. Două transporturi și da, sunt două avizi, dar două transporturi, la primul a pus, adică tot ceea ce se vede acum în prima fotografie apare și între a doua, adică acum, al doilea transport, deja al doilea transport pe ziua de azi, nu mai apare. El a făcut fotografia așa, pe jumătate din, da? Pe jumătate din camion. Să vedem ce zice poliția, am sunat la 112, să vedem, bă frate, chiar așa ați ajuns să vă bate joc din noi. Eu vă înțeleg că vreți să faceți și voi să vă luați pădurile înapoi. Că ăsta e persoană fizică, le-o fi cumpărat, le-o fi luat din pădurea lui Taxumare, nu știu exact. Dar, băi, voi ați văzut camionul ăla cu lemni, fraților, care s-a răsturnat în stații la Pașcani. În stația de autobuz la Pașcani, când s-a răsturnat peste oamenii ăia i-au ospitalizat pe oamenii ăia. Deci oamenii ăia i-au ospitalizat, nu știu câți ori mai scăpat de acolo. Să vedeți cum arată pe partea asta, pe plecat așa, să-l vedeți cum... Deci omul n-a nicio treabă el. De-aia și merge încet, că dacă iau o curul mai ce știi cum, să duc lemnile pe jos. Înțelegeți? Cam așa stă treaba. Da, uite. Bine că eu nu fac live-uri, tocmai pentru ca să nu își dea seama că sunt după el. Dar să creadă totuși că este cineva, un începător în spatele lui. Nu mi-e frică, bă, nici de lemn, nici, că tot asta, că nu mi-e frică de niciunul cu niciun lemn, cu nimic. O să vedeți de acum și filmă cu lemnii, să-i sătur pe toți cu lemnile lor, cu tot. Să vă săturați. Să vedem ce o zice poliția, adică, bă, frate, în primul rând, camionul ăsta n-are ce să caute pe drumul public cu atâta încărcătură. Deci este clar cum a luat el atâta încărcătură, cât are declarat, că din ce văd aici, ce arată aici, 5.992.290 metri cubi. Deci 6.000 de metri, cât a zis, mă, ăsta, 6.000? De unde, mă, frate, că bubuie ăsta aici, ce vorbim? Ce vorbim, mă, frate? Da. Și... Aștept să vedem ce face poliția, că la Pogoan chiar astăzi am fost la
chiar astăzi am fost la anticorupție, am fost citat la anticorupție, la Buzău, pentru clipul ăla, dacă mai știți, tot cu lemni. Când a prins polițistul noi că vindea lemnul la, uitați-vă pe canal, pe activistul buzoian, el era cu camereta cu lemni și le vindea la un Constătean. Îi le vindea la un Constătean. După ce a văzut că este filmat și toate chestiile astea, n-a mai, s-a răzgândit. Ăla vinse cu bani, se dea bani, deci gata să... Deci era treaba sigur, când i-l-a dus la comandă, am înțeles, sau cam așa ce. Și numai bine că, nu o să vină colegii, deci colegii ăștia cinstiți de la poliție, de la pogoane, de aici nu o să vină să... Uite, ne apropiem deja de pogoanele. Nu o să vină la pogoanele, de la pogoane să vină, lângă primărie s-a întâmplat evenimentul cu camioneta cu lemne, nu o să vină acolo și să... La fel, tot așa, nu avea nici societate polițist, nu avea nimic, adică el vindea lemne, lua cu un preț, dădea cu altul, nu avea treabă el. Nu mai vorbim că se lăuda câțiva 10 metri pe acolo și numai 10 metri cred că nu era. Bine, asta e o altă treabă. Și m-a chemat la anticorupție, pentru că colegii lui cinstiți de aici, de la Pogoan, n-au intervenit. Noi ne-am dus, ne-am sunat, n-au vrut să intervină, să îl potcovească pe milițianul ăsta care căra el ca Manciu. Cum căra Manciu, da? Cum căra Manciu lemne, așa căra și ăsta aici la... Acum am aflat și eu că cei care ar fi polițist până, sau a fost atunci, în vremurile alea, că a ajuns plângea pe la parchetul, pe la Brancea, nu știu pe unde. Și bă, frate, despre ce vorbim? Ăștia, deci nu mai avem încredere în poliție, ce se întâmplă? Deci solicităm poliția și ce se întâmplă? Vreau să văd, uite, de data asta, că sunt iarăși pe pogoanele, vreau să văd și eu acum, să văd dacă, într-adevăr, poliția își va face sau nu își va face treaba. Că dacă nu își face, știu ce am de făcut. Ce am făcut și colegului, de am ajuns, uite, după 2 ani și jumătate din 2020, uitați-vă pe canal, clipul este public, da? Ia uite, tot semnalizează dreapta ca și că să-l depășesc eu. Acum te depășesc, dar stai puțin ca să ieșim din localitate și te depășesc. Adică din pogoane, să vedem dacă mai vine miliția. Deci, ce să trebuie, fraților, avem sau nu avem încredere în poliție? Chiar așa să fim, că, din punctul meu de vedere, ei nici n-au venit acolo ca să spună, și-a băgat milițianul, uitați-vă pe clip, și-a băgat milițianul camioneta cu lemn în curte, a spus că nu mai vinde. A spus că nu mai vinde și ăla era cu bani la poartă. Ce tare a fost faza, da. Băi, deci nu se poate așa ceva, mă. Băi, de unde să-ți plătească, mă? Bă, dar de ce n-ai făcut tu, mă, milițianule? De ce nu ți-ai făcut tu un PFA sau pe numele nevestii sau pe numele lui soacă ta, la cine vrei tu acum PFA ul CSRL cu tare și te dai și tu 3% acolo, mă, că nu scădea mâna. Și nu mai aveai probleme nici cu mine, nici cu ăla, nici cu nimeni. Dar dacă, bă, voi vreți ca să vi se plătească salariile și toate așa, sporul și toate chestiile astea, să aveți cardul când băgați, poc, să fii iasă de acolo cașcavalul corespunzător. Da, nu vă gândiți, bă, dar statul ăsta și ăștia, de unde ne plătesc, mă, ăștia? Ăștia, de unde ne plătesc ei pe noi salariile astea? Nu mai vorbim de ontologie, vorbim că ca și polițist să fii cinstit aia, nu ca Manciu, cum i-a luat și numerii, i-a luat și toate alea. Deci el făcea transport ăsta, n-a avut nimic, nici cu lemne, nici cu nimic, știi? Acum s-a pensionat, dar e pensionar Manciu, da? E om deosebit. E pensionar, a venit și la proces când a fost atunci, da, la Ameda Păgeană, da, asta este, ce să faci. Păcat că avem în poliție și astfel de oameni. Ar trebui făcut o restructurare, o curățenie, nu știu cum să mai zică. Deja cel care a zis că fiecare pădure și are uscăciunea ei, exact așa este. Uitați-vă voi la ăsta, n-are niciun fanion de la, niciun de la refetoizan, că e ieșit afară, pus până peste, da, să vedeți, bă, dacă o să oprească, bă, da, să vedeți dacă îl oprește poliția, că să-l oprească, să filmeze la treabă, să vedeți și voi la ce nivel s-a ajuns cu lemnul. Deci ăsta abia merge, fraților, deci el cred că are dublu decât trebuia să, cât e trecut în aviz. Nu mă pronunț, vreau să vedem ce face poliția de la pogoanele. E secții de poliție aici, adică nu vorbim de
un post de poliție rătăcit pe nu știu pe unde și că n-ar avea ce să asta. Deja... Uite. Ha, noi am mai sunat la poliție, la... chiar astăzi când am dat... Am sunat la poliție, la Pogoane și nu este numărul ăla de telefon, nu este activ. Nu este activ, da. Uite, cât până acum ar fi trebuit să mă suni polițiștii. Până acum să mă suni, să spun, am hands free, stați, știți că nu fac nimic ca să nu mai, că sunt convins că sunt și mulți proști care mai urmăresc clipurile mele și ei l-o să fie concentrat la ce le arăt eu, să preocupați că am vorbit-o pe hands free sau pe, cu mâna pe telefon sau cu nu știu ce. Bă, stați, știți că am toată, da, am tot ce trebuie aici în mașină. Ei trebuia să mă suni, polițiștii, trebuia să mă suni. Ia uitați-vă, mă, frate, deci... Ăsta cade pe voi, băi oameni buni, ăsta cade pe voi, uitați-vă la el că jumătate este pus pe, în afară, ia uite-l, uitați-vă la el cum arată, că omul dacă e pe persoană fizică, el e cealaltă, că el n-ai, e pe persoană fizică, ce cum ne-ai luat atât pădure, ne-ai mai lăsat și la altul, a? Ia să vedem, frate, o fi poliție la Pogoane, deci el merge acum cu 30 la oră, credeți-mă pe mine că atâta merg eu cu 30 la oră. Atâta poate omul să ducă, că nu mai poate, îi bubuie cauciucurile. Îi bubuie cauciucurile, de aia s-au lăsat toate străzile, frate, am mers pe m-am dus spre Pitești, pe A1. Băi, frate, m-am dus pe București, Pitești, șoseaua aia este lăsată. Ia uite, fugi, 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 uite, uite cum fugi, uite cum fugi, uite cum fugi, uite cum fugi, că poliția este în față. Poliția e în față, ia uite, uite cum fugi, poliția trebuie să fie în față. Uite cum fuge pe aici. Uite. De ce stradă e asta? Aurel Vlaicu. Ia să vedem. Să sun la... Ia, mai sun o dată la ăștia, la 1, 2, că... Ce să le faci, mă, la poliție, dacă nu sunt cooperanți, nu sunt capabili? Să rămână, doamna, mai sunat Petru la Pogoanele, nu m-a sunat niciun polițist, omul ăsta se eschivează, a luat-o pe o altă stradă, vreau să discut cu poliția, să suntem în Pogoanele deja, vă rog. Alo? Da, bună seara, poliția. Să rămână, doamna, sunt deja în Pogoanele, omul s-a eschivat, a luat-o pe strada Aurel Vlaicu și a dat seama că sunt în spatele lui. Haideți cu poliția, nu m-au sunat colegii, deci, vă rog. Da. Pentru că e vorba de un camion cu gabarit depășit pe care eu l-am dat în atenție. Colegii mei momentan sunt angrenați în alte activități care implică lucruri mult mai grave. Da, doamnă. Să știți că da și vreo amendă. Doamnă, da și vreo amendă ca să fac. Nu, dar nu mai vorbiți așa, vă rog. Mă aflu pe strada Aurel Vlaicu, a oprit aici, să vină poliția aici. Strada Aurel Vlaicu, sigur că da. Să vină aici, nu știu la ce număr. Păi când vine doamnă că ăsta o să descarci până vine poliția. Eu v-am înțeles, dar momentan cu aici înțeles. Un alt... Da, bine doamnă. Am mai fost la Pogoane aici, să știți că știu. Da, bine, bine, bine. Să știți că o să fiți publică, să știți, și filmare și tot, da? Bine, să rămână. Deci până acum nu m-au sunat, eu tot aștept, da? Bine doamnă. Da, sigur, bine, la revedere. Sigur, sigur. Da, deci nu m-au sunat până acum, da? Uite. Haideți să vedeți cum... Ce curgă. Ia uitați-vă cum are el, da, cum are el camionul, ia uite-l. El e din Pogoane de aici, de-aia nu, m-a spus că de-aia nu vine poliția. De-aia nu vine poliția, că așa am mai fost aici, nu mă duc în față ca să nu, cât mai mulți, da. Uitați-vă cât a pus, mai avea puțin să ajungă la cer. Și o singură King de asta, da, deci vedeți, da, asta roșie, una singură. Da, cei care vă ocupați cu lemnul știți foarte bine ceea ce vorbesc. Deci ăsta, orice moment, poate să... Uite, a pus mai mult decât trebuie. Bine, el o să-și descarce aici, că omul, din ceea ce văd, are depozit sau ce avea pe aici. Și poliția de aici, din Pogoane, ce să caute pe aici? De ce să vină? Uite-mă, frate, uite cum... Nu mai vede nimic acum, nu știu ce. Nu prea e lumină, dacă e noapte. Umblă noaptea oamenii, deștepți. Așa arată camionul, că lemn. Deci, și aici probabil este furtea lor, unde
Pe scarpe, că nu ies, nu știu. Au fugit. Ce-a făcut, mă, frate? Au fugit ăștia. Au fugit. Au lăsat camerul și au fugit, că nu mai e nimeni. Deci nu e nimeni. Nu e nimeni. Au lăsat camerul și au fugit ăștia, mă, frate. Ca să nu-l ia... Uite, ca să nu-l ia asta pe șofer, uite. Deci ca să nu-l... Nu fi anunțat poliția, zic, eu nu mai am, frate, încred în poliția din pogoare, v-am spus ce experiență am avut cu ei. N-am ce să le faci, eu stau după el, uite, stau după el să vedem ce se întâmplă. Sunteți cu camionul dumneavoastră? Nu sunteți... A, nu. Dar aici e vreun depozit de lemne? Că am văzut terenul ăsta. Nu e depozit de lemne aici. Nu e depozit de lemne. Dar cunoașteți pe omul ăsta cu camionul? Aveți vecin cu camionul aici? Nu. Nu? Nu, de la noi. Păi și unde s-a dus, bre? Că a intrat pe... Eu am văzut că e poarta aia deschisă acolo și a intrat pe acolo. Uite că vine băiatul ăla care e aici. Da, e lemne aici, au depozit ăsta. Nu, de depozit, băiatul ăsta are animale și are șirile aici. E de băiatul ăla aici. Adică care e proprietar aici. Ah, am înțeles, dar cine cu camionul? Că a dispărut. Nu știu. Da, bine, bre. Da. Ia uzi. Ia zi, băi, tată, ce ai pățit? Cum? Nu sunt eu, că nu știu, băiatul ăla, nu sunt eu, am văzut acum, vrea să întreb dacă mai vrea să cumpăr ce niște lucruri și de asta, nu știu am ce. Dar tu la 1? Am crezut că le are la vânzare. Le-a dus 1, dar nu v-am spus. Nu, ei sunt mai mulți acum, 06. Hai, bă, dacă n-ai poliții, la pogoane aici nu-i poliții, nu v-am spus. Te lupți cu mori de vânt. Te lupți cu mori de vânt. Cât mai e camionul? Cum îl mai vinde? Cât îl mai este acum? Nu știu, de pe metru. După el era? Și de asta am zis, poate că am și eu nevoie. Uite, vorbim acum, stai să bagem curte și asta și vorbim cu băiatul. De pe... L-am văzut mai înainte. Tot și m-a salut un pic mașina mai în spate, azi, da, da, un pic mai în spate, ca să poată... Îl trebuie și tăiați sau asta? Ce? Le tăiați? Da, le tăiem noi. Le tăiem noi. De asta. Dă-i, dă-te așa, Mădălin. Dă-te pe partea aia, ca să-i faci asta. Ce e asta? Fac, nu? Fac, da. Fac, nu? Tu cât să dai metru? Ca să nu mai stau de geam. Cât e metru, măi, frate, ca să nu mai stau? Cu cât îl dai? Cu cât vinzi metru? Nu vând niciun metru, le-am cumpărat. L-ai cumpărat? Da. De la Vintilă Vodă? Poftim? De la Vintilă Vodă le-ai cumpărat? Nu. De unde le-ai cumpărat? De la Pârsco. Pârsco. Aha, Pârsco. Și dacă îmi trebuie și mie... Nu, 20-30 metri. Nu, dar n-am zis eu că le-a furat, mă, ce am zis eu? Proprietate la oameni. Au ce profesionist. Proprietate, mă, tata. Da. Exact cum am pățit la... De-aia v-am spus de pogoanele, da? Din clipul de la...
când cu milițianul când și-a băgat astea în curte, exact la fel și acum. N-a intervenit poliția ca să-și bage astea în curte și dacă vine, mai vin degeaba, că nu fac simte pe în curtea lui. Îi trebuie mandat. Vreau să mă număr la ce număr e aici. 36. Deci 36 din ce văd aici, nu? La parte. Da, 36. Și ăsta aici, lângă... Gata, nu mai lucrați? Ce? Nu mai lucrați, nu mai aduceți? Om, ce zic eu? Gata, mă, ați venit de acolo, de la... Nu mai l-ați băgat acolo, gata? Ia o să-mi ia numărul. Mă, dar nu vrei să mă și bată? Nu vrei să mă și bată, mă? Fii tu vreo mare șmecher. Ia o ce tupeu pe el, mă. Voi fi mare șmecher și tu acum. Și eu nu știu. Așa vreau eu să filmez. Care-i problema? A, mă cunoști? Ia o tot să-mi ia numărul. Băi, fii atent la mine aici, ce ai spus tu cu numărul. Ăsta e locul tău, aici e terenul tău. Ai înțeles? E terenul tău ăsta. Nu, nu știi, domeniul public. Du-te mă de aici tu. Fii atent la mine și o să chem poliția pe terenul tău și eu tu o să răspund de tot ceea ce s-a întâmplat. Ai înțeles? Că ăla e terenul tău acolo. E terenul tău ăla acolo. Ai înțeles? De-aia ești tu preocupat așa. E terenul tău acolo. Și ce te interesează pe tine din numărul meu de la mașină? Și ce? Care-i problema cu păzesc porc? Ia uite-l, mă! Ia sună-mă la poliție! De ce nu sună? Sună la 1-2! Uite, stau aici, nu plec! Ia uite-l, mă! Mare șmecher! Mare șmecher la pogoane aici! Mare șmecher la pogoane, și eu nu știam! Ăștia sunt șmecherii României! Auzi, că să-mi ia numărul la mașină! Eu am încălcat legea. Gata, s-au evaporat. Uite, a rămas acolo. Ăla mă cunoaște, uite, s-a dus deja la, uite, vezi, uite. Uite, s-a dus acolo la, uite, ăla cu vestă. S-a dus la camion acolo, să-i spună lui ăla care-i treabă. Nu mi-e frică, mă, de voi, mi-e frică de nimeni în țara asta. Să vă intri bine în cap. Pentru șmecher de ăștia mor cu voi de gât. Uite, l-a băgat acolo în curte, nu mai. Exact că s-a dus și să-i spun. Ia să mă uit, mă, ce număr are, mă, ăsta aici. N-am numit la parte, că ești deștept, așa fac. Nu se lucrează altfel. Nu-ți proști, mă, oamenii. Nu-ți proști. Oricum o să-i reclam. Amenzi o să-și asigur, dar... Dacă nu știu dacă, nu știu dacă o să, da, n-au numere, nu mai merg că n-au numere, n-am ce să văd. Mă enervez degeaba. Nici nu știu dacă poate să-și ia nici măcar sancțiuni pe tema asta. Pentru că trebuie, și OG-ul ăla 95, zice că trebuie să constate polițistul personal. Deci ca să vă dați seama ce, da, cum stă treaba la pogoane aici. Ia uite cum descarcă. Ia uite, are macara, uite. Uite cum descarcă el acum cu macara, uite. Uite, hopa, uite cum le dă jos, da? Uite, da? Deci, restul ce era pe surplus acolo, el știe de unde le-a luat, cine le-a dat, cum a făcut, le-a plătit, n-a zis ce a spus, că e cinste, nu l-am acuzat cu nimic, dar de unde a avut? Și a mai dat, i-al doilea transport care e tot așa cocoșat. Uite, deci, na, să vină, ce să mai vină, ce să mai constate, când să vină poliția? Nu să mai vină, mă, poliția, mă, bă, poliția, dați amenzi la ăștia că n-au centură, că bă, și mie mi-a dat, că am depășit, de-aia am pus clipul cu radarul, da, pe activistul Icomod, că am depășit cu 20 la oră și a venit nenea cu degetul ăla pansat, că era mâncat la deget și îmi spune el mie că el muncește și limitează numărul accidentelor și știu ce, și nu stătea cu radarul, într-o vale unde mașina n-aveai cum, trebuia să te ai cu piciorul pe frână. Și eu știam că ei sunt acolo pentru că mă semnalizase toată lumea. Dar tot m-au luat. Nu știu cum, s-a dus mașina, s-a dus, bă, na. Asta este, băi. Da, asta ne interesează pe noi. Atât.
șmecheri, șmecheri de la pogoani, ei sunt profesioniști. Gata, m-am terminat. Descărcați acum, a scăpat. E a doua transport care ați avut așa peste. De unde, cum ați făcut, cum, cine vi l-a dat pe rest? Ați făcut pădurarul partea acolo sau? Da. Bă, dar nu vă gândiți că omorâți lumea pe șosele, că rupeți drumurile, că... Noi, domnul. Ha? Noi? Șoferul care... Nu știu care a fost dintre voi șofer, că... Voi n-ați fost cu el? Ce? Cu șoferul? Dacă la mine e asta, e la noi. Am înțeles. Nu, că n-am apucat să-l văd. Uite, acum vă sună poliția, dar știți că ei sunt profesioniști. Alo. Bună seara, cu respect la dumneavoastră, de la poliție vă deranjez, la agent principal, la numărul meu, secția 13, SBN. Da, domnule, sunt la strada Aurel Vlai cu pogoanele, un camion cu lemne, acum se descarcă în curte la oameni, s-au sigilat aici, adică până vine poliția, dar eu sunt aici, dacă vreți să, și aveți bunăvoința să veniți, dar nu prea mai, adică să vedeți, eu i-am filmat. De bunăvoință, problema este că noi ne facem de la spitalul psihiatric de Săpoca și de-abia acum am ieșit din Săpoca. Colegii mei am înțeles de la pogoanele că sunt agresați și în alte violențe în familie, da. Și da. Se pare rău. Alu, păi și ce faceți, domnule? Acum numai două patrule de tamai secția și asta. Râd și oamenii, domnule, mă aud ăștia care cu lemnul, râd de conversații, că eu sunt pe speaker și filmez, ne aud de lumea, râd ăștia din noi, nu vedeți că râd de noi. Hai, ne deplasăm către dumneavoastră, da? Haideți, domnule, eu sunt aici, strada Aurel Vlaicu, la numărul 36, adică un camion care a avut supra tonaj și l-am urmărit, l-am filmat, să veniți, acum el le descarcă în curte la cine o fi aici, la, da, na. Veniți să identificați, să vedeți cine e conductorul, să șoferul. Mulțumesc, să trăiți, mulțumesc. Fiind poliția, vine după 7 ani. Da, deficit de personal, chestii de genul ăsta. Una e în alt, el a zis că e la Săpoca, omul ăsta că vinea de la dumneavoastră, o bătaie cu puii de m-au omorât aia pe acolo, adică de la Buzon într-o altă direcție, cam de aici până la Săpoca sunt vreo 60 de kilometri. Deci poate să vină într-o oră și ceva. Într-o oră și ceva, ăsta mai face o cursă, camionul. Adică el o să descarce și eu trebuie să mă duc pe el. Că nu o să... Camionul nu o să se oprească aici. Nu este locul lui aici, adică garaj. El, din ceea ce văd, nu mai a adus lemnul. Cealaltă patrulă care a zis nenea de la miliții, a zis în altă de asta. Dar n-a spus... ce concret. Da. Deci du-te mai secția cu două autospeciale. Nu se poate așa ceva, mă, frate, nu se poate. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Deci nu avem poliție, nu avem sprijin. Este inutil să umblăm după camioane cu lemne și toate chestiile astea atât timp cât nu avem sprijin. Ce pot să fac? Mi-a riscat viața. Eu acum cu ăștia aici mi-a riscat viața. Pentru că ei erau 6 și eu am fost singur, da? Dar nu mi-a fost frică, da? Nu mi-a fost frică, că sunt ei șmeche de aici, din pogoanele. Nu mi-a frică de ei. Da, deci pogoanele e județul Buzău, ca să știți și voi unde suntem. Aștept miliția să vină, o veni, nu o veni, Dumnezeu știe. Aștept. Uite, pleacă omul, da? Omul și-a descărcat. Nu mai vine miliția, că ce să mă, frate, mă, de la atâția kilometri, deci dita mai secția. Nu are rost, uite. Uite, deja el pleacă, da? Și el s-a descărcat. Pleacă să mai aducă, dacă mai poate. Uite, a descărcat. Ia uite. Uite, omul nostru. Aștept poliția, te omoară infractorii până vii poliția. Să trăiți, dar vedeți că vine poliția. Șeful nu e problemă. Cine sunteți? Un om. Să trăiți, da. Să fii sănătos. Vine poliția. Da, nu, nu e problemă. Ce ai făcut, nu? Ai văzut ce... Ce am făcut? A, n-ai făcut nimic. Dar eu te-am filmat, am 7 camere și pe mașină. Da, șeful nu e problemă. Și tu pe live acum, aveți 20... Nu e problemă, să trăiți. 30 sunt urmăritori. Să trăiți, să fii sănătos. Ce ai făcut? Tu mai mult afară ca pe noi. Poza care ai făcut-o, de ce ai făcut-o la jumătate? La al doilea transport, ai făcut două transporturi. Și nu, acolo el
Da, dar poza aia ai pus-o pe jumătate, poza. Ăla șase, a fost 6 metri. A doua a pus-o pe jumătate. Eu te cunosc, comandant, îmi pare bine că ne-am văzut. Hai să spun o treabă. Eu lucrez legal. Am venit legal, de la o până. Stai, avem acțiune acolo. Auzi? Hai să spun o treabă. Eu am încărcat de acolo. Am încărcat jumate 6 metri, 5 metri 999. Am filmat. Și după aia 9 metri 200. Și a fost în total... cât a fost? 15 metri? Hai să zic eu, ai avut mai mult. Hai să le cupăm. Ce fuțu? Hai să le cupăm. Hai să le cupăm la omul ăsta. Dar de ce transport cu el pe afară? Și au trecut un metru și un metru. Hai să spun, n-a trecut mai mult de un metru. Dar de ce n-ai vrut să ai strigat poliția? Că mai văzut. Dar nu mi-ai zis aceea, nu mi-ai zis nimic, chiar n-a spus. Ai venit fuga, Nu, hai să spun întreabă, știi cine ai cu oamenii ăsta? Zic, cine-i domnul? Ai văzut că ți-am dat semna? Nu vreau să așa. M-am întrebat, zic, cine-i domnul? Ce vrea să cumpere lemn? N-am lemn eu de vânzare. Stau pe cuvânt, stau. Crede-mă, nu, chiar nu, eu stau cu cuvântul, eu sunt un om. N-a avut niciun bani, nu a fost acolo. Pe cuvânt, că știu așa, hai să spun. Când depășești... Nu, stai un pic. Ia uite la poza asta, acum zic, eu ți-am tot poza asta, că ai avut-o tot. Hai să măsurăm un lemn. Hai să măsurăm un lemn, dacă e mai lung. Poza asta. Uite așa se face poza, uite așa se face. Hai să măsurăm un lemn. Nu, dar poza asta. Stai, aia de jumate, de 6 metri? Da. Și bun, dă la toată mașina. Nu mi-o găsești. Nu apare, al doilea transport nu apare toată. Păi de ce n-apare? N-apare, dar uite la aici, că tu le-ai făcut, nu le-am făcut eu. Uite, jumătate și uite. Deci, uite, asta e cât-s făcut în tine. Ia. Deci nu-i. Păi dar nu-i. Da, la al doilea apare. La al doilea apare. Uite, Gabriel. Uite, asta ți-am putut acum. Hai că stau dacă vrei să stau. Vine poliția acum. Să vină, nu-i problemă. Îți las număr telefon, îți las numele meu. Nu-i problemă. O să-l fugi, dar de unde e? Dar nu am. De la Bece. La Bece? Da, la Bece. Dacă ai venit toată pe la primărie, pe acolo, nu. Te-am văzut, chiar. Dar deci nu vrei să recunoști că nu era în regulă? Am fost chiar în regulă. Cu el pe afară, fără chiar în regulă, abia mergea mașina. Până sus, aveai o singură chingă, omule, putea să... Ai văzut, nu ai văzut la Pașcan, ai văzut la Pașcan cum s-a răsturnat și i-au mărcut oamenii aia stați? Da. Nu mă compar acum, am niște ani. Aveai o singură... Aveai o singură... Aveai o singură... Am niște ani, da. Cred. Numai că ai scăpat, dacă l-ai băgat alcoolul ăsta. Tu știi legea, că știi ce zic, astea, te prind ăsta în trafic, astea, că nu transport el de azi. Nu, hai să spun o treabă. Gabaritul la o mașină. Da. Nu ai voie să depășești, da, jumate din jumatea mașinii. Adică mașina are 5 metri, da? Păi nu înțelegi că n-ai putut să mergi cu 50 la oră cu ea. Dar nu merg tare, că n-am de ce să merg tare. Eu mașina mea n-am de ce să fuc ca nebunul. Eu dacă te ții după mine până comun, eu nu depășesc 50 la oră. Dar de ce n-ai pus un fanion de la ca să vadă lumea că... Păi n-am pus că nu de erau lungi. Dacă era un lemn lung, erau lungi. Erai sancționat pentru că te oprea poliția? Nu, pentru că nu depășeam un metru de cap. Mai atunci acum. Da. Dacă mă mai trimite, mai viu. De la ce ocol? Ocolul din telefon. Din telefon? Da. La Cătălin? Sau la cine? Nu, nu Cătălin. Nu, Cătălin pe partea aia cu Pârscov. Da, nu știu. Lasă că o să mai... Dar n-ai ce treabă cu pădurare. Dar o să vinem pe acolo să văd dacă s-a tăiat. Să văd dacă... Nu, nu, nu. Uite, vine poliția. Nu, probleme. Ți-l las, dacă vrei să-l las. Vreau să văd dacă s-a tăiat pe acolo. Pentru orice informație ce pot. Chiar cred. Sunt pe acolo cu un pădur? Nu, nu, nu. Da, e legal. E legal. Nu, hai să spun. Nu e firmă particulară. E o... Am văzut că ăsta nu știu. E o col. E o col cumpărată de la o col. Pădurarul și ce faci? El în loc să-ți dea în plus, dacă poate să te fie. Adică nu stă în plus, stai liniștit. Nu am avut în plus nimic. Crede-mă că e cubat la centime. Lemnul. Domnul... Da, din moment ce am văzut că era pe afară și cum arătau și abia să mergea camionul... Nu merg tare, ține-te după mine până la Buzău să vezi cu ce viteză merg. Eu până comună nu depășesc 50, în afara localității nu depășesc 70. Da. Ține-te după mine și hai să mă acum cu când mergi, cât vezi? Acum ține-te după mine, nimic nu mă interesează. Îți arăt diagrama, 50 toate localitățile, 70 în afară. N-am de ce să fug. Pentru ce? Ce sunt? Ce zice m-am făcut? Sunt după 90. Până acum, eu n-am lovit, n-am accidentat, n-am avut permis. Și nici permis la dar poliție. Dar prins vreodată poliția cu lemnul cu asta în nașpa? Da, m-am oprit. Nu nașpa. Nu nașpa, mă, adică ți-ai mai luat amenzi asta. Pentru ce? Pentru gabarit depășit, de exemplu. Dar nu am depășit gabarit. Ți-a cupat vreodată poliția? Da, da, da. Și ai ști în regulă? Foarte regulă.
Deci să trec după cum ai găsit regul, dar numai pe transport. Hai să spun o treabă. Marja. Recidivez. Nu iese niciodată lemnul. Cât am avut acum? Uite pe aviz. Am văzut. 15 metri și 200. Am văzut, da. Așa, bun. Hai să le cubăm. Ori iese 14.900, ori 15.500. Nu există niciodată exact. Adică nu e cântat. E cubaș. Cubașul se cubează la jumătate, numai pe clupa diferență. Adică nu e nimic, adică... Crede-mă. Așa cocozat, așa e ilegal să transporti. Asta e poza ta care ai pus-o. Da, da, da. Așa, așa, pe trei nivele, adică... E la rasul răcoanței. La rasul? Da, da, n-am depășit răcoanței. N-am depășit răcoanței, crede-mă. Ia să-l. Nu am depășit, deși lateral, uite. Unde e rasul răcoanților, nu am depășit. E sigur? Să-ți arăt o filmare? Arat, crede. Arat, chiar. Și aveai o singură timp, uite, uite, unde am depășit răcoanțele? Stai, 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 hai zi-mi și mie. Unde am depășit răcoanțele? E la rasul răcoanților. Uite, prinde răcoanțele, lasă-o pe asta mică. Eu zic că-s depășită. De ce o am pe aia mică? Ia uite. Haide, nu e depășită. De ce o am pe aia mică? Pentru că dau cu macaraua aia și lovesc scaua. Dar de ce te-ai aglomerat să pui așa până sus? Nu puteai să pui mai... Dacă ai, tot ai făcut două transporturi. Te-ai făcut două transporturi. Da, într-o mașină. Dar e legal. Am, da, dar am două le-ai cocoțat până sus. Ca să nu fie de două ori, cu 6 metri, cu 6 metri. Și nu puteai să iei mai puțin, să nu omori nici mașina, să tu te vai să omori mașina. Să nu omori nici drumul, să nu omori nici... Da, și de altă dată când o să viu spre amic, o să viu cu 10 metri. Și atunci, mă mai găsesc. Îți spun un fel următor. Nu mă luam de tine dacă nu vedeam că abia mergi. Primul rând, mașina avea ieșit în afară, erau și până sus. Ce am văzut că ai făcut... acte, că ai avizul, am văzut pe două, două transporturi. Domnul Gabriel. Dar nu înseamnă că dacă ai ăsta ești în regulă. Domnul Gabriel, poate dumneata ești cu problema asta să faci. Să faci o ordine pe drum. Nu, eu acum te-ai luat, nu am niciodată. Ai văzut camionul ăla la Pașcan care a căzut și a omorât lumea? Da. Câte chingi de astea trebuia să ai pe el? Cumva trei, te întreb. Lasă-mă un pic, cumva să ai chinga din metru când n-ai recoanță. Nu, te întreb, cumva trei? Și de ce ai mai pus-o pe aia? Dar de ce ai mai pus-o pe aia? Am pus-o pentru siguranță. Păi vezi, să nu zboare, trebuiau trei. Hai să spun o treabă. Ai văzut că a arătat aia în Suceava, că n-a avut nicio chingă și a zburat un căprior și a intrat în acoperiș? Dar n-a avut nicio chingă. Era două fârfări acolo sus și zic, bă, dacă zboară lemnile alea. Da. Eu sunt plecat de la urmă. Pleci acolo, nu mai stai. Păi te vine poliția. Arne, ca să vină, îți luați numărul telefonului numele, cred. Îți doresc o seară. Ai noroc cu poliția, să mai vii pe aici, pe la Pogoaia, să mai aduci. Dar nu o să mai pun mult, o să vin cu 10. Acum nu mai pui mult. Nu, că te-ai supărat că am pus. Nu, fii atent. O să vin pe Vintilă Vodă. Ne-ntelem. Știi că eu sunt drap? Nu ești, ești om. Nu, nu, la provocări de astea, să știi că să știi că numele meu că sunt pe voi acolo. Nu mă păcălește nimeni pe nici. Poate îi păcălești pe polițiști, pe ăștia, pe cine vrei, dar pe nu mă păcălești. Nu te păcăleale, eu merg pe păcăleala. Eu numele meu e Adrian. Tot cum ești, mă găsești pe acolo, vrei să te ascund. Ce nu recunoști că ai avut mai mult decât trebuie? Nu am avut. Și ai pus mai mult decât trebuie. Și ai încălcat legea. Și ai exact ce a fost. Ai pus și pe afară. Exact ce a fost în aviz. Ai fost gabarit depășit și ai mergea chiar pe afară. Acum nu mă contrazic, aia nu ne contrazic. Dacă vrei să mă înțelegi. Stai să vrei poliția. Nu stau că n-am de ce. Păi stai până acum, n-ai să seama. M-a prins de urmă, spune-i să mă prins. Păi cu ce te mai prins acum? Că... Cu 50 nu merg. Și acum tot cu 50 mergi? Cu Gabriel, o seară, bă. Salut! Unde ne vedeți pe domnul? La Pro TV, Antena 3, din Five O'Clock, ei sunt șmecheri din Pogoanele. Dacă vă supără cineva, îi căutați, contactați, dați-vă site-ul link, numele telefon. Ia! Ai făcut bani cu lemnile, bani. Vă mai săturați de bani? De bani vă mai săturați? Mai rămas. O să vin acolo să văd cioatele, fii atent la mine că nu rămâne așa. O să dau de voi la Vintilă Vod acolo, să vedeți ce o să fac eu acolo pe cantonul ăla. Să vă satur. Ia uite mă cum erau cinstiți, mă uite a fugit, no. Poliția din Pogoanele. Tu să iei mă că șmecher mă. Ce ai mă frate mă că sunt de două ori, râde lumea din noi mă, uite, râde lumea din noi, uite, a fugit, ce să mă iei, uite, a fugit, ce a rămas singur aici, ce să fac, stau după el, când mai vine poliția?
N-avem, frate, ce să facem. Asta este România. Fără poliție, bani plătiți, dați la polițiști, îmbrăcați, încălțați. Omul, ați văzut ce zicea, că el era în regulă. Da? Da. Acum ce să facă? Să intri curte la omul ăsta să-i mai măsoare... Omul avea vrăjeală frumoasă, că e profesionist. Nu duci de ieri de azi. Și acum l-am întoarce tot cu 50 la oră merge. Și acum l-am întoarce, e gol tot cu 50 la oră merge, că așa a zis. Da. Uite, a plecat. Ia să sunem, frate, pe ăsta care m-a sunat acum, de la miliție, să vedem. Ca să-l oprească pe drum, că așa a zis că vine înspre Buzău. Ia să vedem dacă îl oprește. Ia să vedem, frate, ce miliția. Băiatul care m-a sunat la poliție că vine de la Buzău și vine la Bogani. Că e cu un, nu știu ce, om cu probleme de la spitalul de stat, de la Sapoca. Dar nu mai răspundem. Uite, încerc să sun și nu... Nu s-a apelat, m-a fi blocat. Uite. Mai sun o dată. Mai sun o dată să vedem. Nu, no, m-am zis, am închis telefonul ăsta. Uite, dau și nu, uite. Nu-i filmez, mă rog, că nu are rest. Uite, uite, deja mi-a dat-o cu băiții. Alo! Alo! Domnule, vedeți că a plecat, o să vă întâlniți cu el, este cu camionul gol acum. A ieșit din pogoane acum, acum a plecat de aici, din pogoane, o să vii, o să vii și eu după el. Oh. Da, bine domnule, am înțeles, da, gata, nu mai, am înțeles menirea poliției române. Plec, n-are rău să... A plecat și omul, a plecat și n-am rămas cu... Gata. Da, fac, domnule, fac, știu că am făcut mii, trimit pe nimeni și asta e, dar vă întâlniți cu el, adică vă întâlniți cu el, bine, acum... Da, să vă întâlnesc, eu mă deplasez pe Bredeanu. Bine, domnule, gata, am înțeles, la revedere. Respect, la revedere. Deci, ăștia sunt fraților, contați pe poliția română că îi prinde pe toți, profesioniști.